Delegația din Estonia, formată din 16 pedagogi și profesorii Liceului Vasile Alexandrii, au învățat unii de la alții metode de predare a orelor opționale de economie și antreprenoriat. Acest schimb de experiență are loc în cadrul unui proiect realizat de organizația non-guvernamentală Junior Achievement. Putem fi parteneri foarte buni. Avem în Estonia ceea ce poate lipsește în Moldova. De asemenea, putem prelua de la oamenii din Moldova experiența lor. Sunt sigură că vom avea o colaborare de succes. Avem țări mici, dar ne putem înțelege poate mai bine decât statele mari. Avem probleme similare. Pe unele poate le-am rezolvat noi mai bine, dar sunt sigură că sunt lucruri pe care voi le faceți mai bine. Absolut, nu veren, așa va să zdeți lucea. Liceul Vasile Alexandrii este unica instituție de învățământ din Ungheni în care sunt predate opțional ore de economie aplicate. La aceste lecții, elevii claselor a 10-a 12-a confecționează obiecte de artizanat și le comercializează la târguri organizate la nivel local. Discipolii învață prin diverse activități cum să fie antreprenori. Cele mai bune produse ale elevilor din Ungheni au fost prezentate la expozițiile din Estonia. Ei au făcut târgul companiilor școlare și ne-au invitat copiii care au avut rezultate cele mai bune în organizarea companiilor școlare. Produsele cele mai bune au fost prezentate și ele, de acum 3 ani la rând, sunt prezente la târgurile din Tallinn. Organizația Junior Achievement a fost fondată în Moldova în anul 1995. Organizația are ca scop realizarea în școli a cursurilor de economie și antreprenoriat în baza unor programe educaționale testate în licee din peste 100 de țări ale lumii.